Veste bună pentru persoanele care suferă de diabet. Din luna martie, acestea își vor putea lua insulina din centrele de sănătate raionale. Până acum, bolnavii erau nevoiți să vină în Chișinău pentru aprovizionare. Atât pacienții care suferă de diabet zaharat, cât și cei care au diabet insipit, vor avea acces direct la insulină și vasopresină. Să Ministerul Sănătății a decis să ușureze deplasarea acestora. Asta pentru că, până acum, ei trebuiau să vină la Spitalul Clinic Republican. Din martie, diabeticii vor trebui să se adreseze mai întâi medicului de familie. După ce Comisia Teritorială va aproba decizia se va elibera rețeta. Excepție vor face doar pacienții diagnosticați în stadiu începător. Inițial, aceștia vor face o consultație la Comisia din cadrul Spitalului Clinic Republican, unde se va stabili tratamentul, doza și regimul de administrare. Ministerul Sănătății a introdus această reglementare cu scopul de a combate mortalitatea cauzată de aceste maladii. Peste 1300 de pacienți cu diabet zaharat, inclusiv copii, urmează tratamentul cu insulină și aproape 270 sunt diagnosticați cu diabet insipid.